Lumea întreagă se confruntă cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru Educație și UNICEF arată că aproape trei sferturi dintre tinerii din 92 de țări, printre care și România, nu au competențele necesare a angajării. Conform Digi24, prea multă muncă, prea puține pauze, prea mică plata. Programul de 8 ore ar fi convenabil dacă poți să-l faci de acasă, dar asta nu este posibil în toate domeniile, deci nu este chiar convenabil sau plăcut. Ideal ar fi 8 ore din care și o oră pauză sau o oră și jumătate. Cred că oamenii ar da un randament mai bun cu un program mai micuț. Asta spun majoritatea tinerilor când vine vorba despre posibilitatea obținerii unui loc de muncă. Peste un milion de tineri români cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani o probleme de citire sau de înțelegere a unui text simplu, arată raportul celor de la Comisia pentru Educație și UNICEF. Mai mult de atât, 800.000 de mii de tineri ajung pe piața muncii fără să aibă cunoștințe digitale minime. În același timp, angajatorii se plâng că au locuri de muncă, dar nu au pe cine să angajeze, și asta pentru că tinerii nu au pregătirea necesară, dar nici răbdarea să învețe a spus administratorul unui magazin. Un alt angajator a relatat, le lipsește în momentul de față puțină ambiție. Mi s-a întâmplat bine că am și continuat cu persoana respectivă, iar după ceva timp mi-a spus că el ar vrea să-și facă programul să vină de la 12, că nu poate de la 10 și nu poate să simtă că el are un administrator care îl îndrumă în fiecare zi. La începutul anului 2022, rata de șomaj în rândul tinerilor era de 23%, în creștere cu 2% față de anul trecut, potrivit Institutului Național de Statistică, relatează Digi24.